Da, e 13.30, bate gongul să înceapă show-ul Max Profețiile lui Mitică, cel mai tare show din online, cu cel mai tare personaj al acestei perioade, Dumitru Dragomir, Hore Ivanovici Dumitru Dragomir, 1 la 1 în fiecare lună de la 13.30, în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro, o emisiune care practic a cam revoluționat tot, doar că te salunea Mitică, parcă da. e... Te văd așa, ai venit, bine ai venit în primul rând. Să Dar te-am văzut așa, foarte agitat, foarte supărat. Nu mai, adică te-am văzut ca ai intrat ca o furtună. Domne, nu se poate. Domne, niște, domne, cum face un român ceva, îi dăm în cap, în nenorocim. Dar ce ai păzit? Băi, să știi, să te ferească Dumnezeu de omul prost și în același timp să fie și rău. Fii atent aici, ce spun eu, Băi, eu am avut în decursul vieții mele noroc de, de, de dar nu m-au nu, nu doborât, să știi. Bă, mă uitam. Băi, niște ne-a venit, niște. niște fii atent aici. La Terchea Berchea. Terchea Berchea. Băi, Și aici. așa anti-români mulți. Ăștia... vrei să spun a, ceva? Ne dau un cab la noi bă, în țară la greu. da. Dacă... Și aici nu e că nu ne vindem țara, n-ai nicio legătură. Băi, Horia, e așa de mare dreptate. Băi, uite, să-ți dau un exemplu, dacă există. de, de, de a -a. Fii atent aici. La Constanța a venit unul, un investitor, și unde făcut sărăia, nenorocirea aia pe care au făcut-o și au stricat tot litoralul de la Mamaia. Care aia, Plaja aia de un nenorocit-o? Da, de un nenorocito. Da. A venit unul. A luat toate aprobările de la primărie. Îl felicit pe primar. Da. Și, și primăria. Și toți Asta, care au dat actualul avizele. Primar, nu? Actualul primar și toate avizele. Fii atent aici. Uh -huh. Băi, băiatule, și a, a băgat șapte milioane a, a, mai bă, aproape opt milioane de euro cine e, tipul ăsta? Nu, da, un, un tip, dar e român. fii atent. A făcut asta pentru fiul lui că s-a lăsat de jocuri de noroc fiu și a luat-o pe uh, calea dogmelor religioase. Așa. Și a, a, a făcut treaba asta să facă ce, ceva de vis la mamaia acolo. Uh -huh. în, în 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 deșertul ăla pe care l-au făcut uh, Da, uh, de au dus plaja la 200 de metri. Ca să să ia miliarde să fure. Măi și-a venit unul care a fost. Dar uh, cum îl cheamă păstorul? Uh, 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 e secret? Stai, stai, stai. Uh, uh, 4 patru uh, luni sau șase luni, ministru la justiție, uh, Stelian Ion. Da? Mă, frate, și-a făcut o vâlvă, a nebunit presa, a nebunit pe toată lumea că reziști. Știi că uh, pompează bine în, 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 în mass media. Tu știi, în, 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 în mass media. Așa? Băi, fratele, nu mai bețe în roate, îl traumatizează pe. Păi, uh, mă, cine e ăsta? Cine e băiatul ăsta? Domnule, Do Alin uh, Bucur, care a fost deputat. Da, ești el, un om de afaceri. Da, uh, el și taica că sunt oameni de afaceri. Și o, sunt o, din Constanța? Hai uh, să, ca să înțelegă lumea. Da, uh, sunt semi și din Constanța și din București. Bun, sunt uh, oameni de și afaceri. Băiatul ăsta, Alin Bucur. Fac... Alin? Alin, uh, Alin Bucur. Bun, a, a luat să refacă nenorocirea aia, nu? Da, a, a luat autorizații. Da? A luat avizele întâi, a luat autorizații, tot, 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 tot să facă ceva ca să-i mai dea puțină importanță litoralului din Mamaia. Da, care l-au făcut praf, care au de au dus plaja la 200 de metri. Ca să poată să fure un miliard. Așa. Bun, și ce a făcut băiatul asta? Fia... Ce a făcut? Nu face nu toarnă o uh, găleată de beton sau ceva, face totul ultramodern. A cumpărat de peste 3 milioane jumate materiale Umbrele care se însoară. Înapoi după soare. soare. Uh, Doamne, ce-a putut să. Cred că numai proiectul costă peste un milion adică de euro. Adică a plaja asta. Da, 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 da. Acolo adică unde, din nenorocirea aia, din Pustiul Sahara a făcut o oază, o plajă ca să meargă lumea iară. Unde te mâncau um, ciorile și pelicanii. Și șobolanii că se desfințase la Marica acolo. Uh -huh și era căscătorie de șobolani în, în, în vechea locație a lui uh, Marica. Uh -huh. Înțelegi? Și asta lângă a făcut o, o a început o, o chestie cu acte în regulă cu uh, tot fiat aici. Uh -huh. Românde al nostru. Român de al nostru. Băi, să-l mănânce, băi, că e român. Băi, frații. Gospodară. Băi, de, de barasați, vă de comunism. Băi. Bun, și stai, omul a băgat 7 milioane de euro. Până acum șapte milioane. care e problema? Că nu înțeleg. Fia, băi, Ce face fostul ministru? Băi, în fiecare zi îl traumatizează. Cu controle, cu astea, Ăla, ăla ă, concurează pentru primăria capitalei. Uh, nu că. Cum îl cheamă asta? Uh, Stelian, Ion ăsta. Aha, a, deci uh, a, pentru noua capitală, pentru uh, Constanța. Pentru, pentru primăria a, Constanței Și-și suflă mușchi, Și Îl critică pe la, toată primăria, o, o terfelește și așa mai departe. Ăsta de la Rezist care, uh, 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 de la USR, care numai nenorocire au făcut în, în toată țara pe unde sunt. Băi, nu se poate. Băi, Ia te bă de mână cu Clotilda, cu ăla de la Timișoara și lăsați-ne naimii -mi în pace, băi, fratele meu. Băi, românii ăștia să mai prospere și ei, că nu face ăla pentru el, mă. Bă. Băi, toți bucureștienii, unde să se ducă mă în Mamaia? În, în, în Cior și în, pescăruși. Pescăruș? Uh -huh. Trebuia să, să facă cineva în Șobolani. În și în șobolani. Uh -huh. Iar cum face unul ceva extraordinar? Asta, un aspect. Pe linie sportivă, ce m-a deranjat? Săptămâna asta. Am văzut la televizor, eu nu-l iubesc pe Mititelul, și n-am avut. Uh, uh, am fost prieten cu el și dușman, după asta uh, am fost. Nu, nu l-am dușmanit în nimic. Dar l-am văzut pe fiul lui, zicându-i uh, 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 zicându uh, câteva care eu, în calitate de părinte, am fost foarte deranjat. Adică, uh, indiferent ce se întâmplă, nu-ți ataci tatăl. Nu-ți ataci copiii. Asta la din moș strămoș. În momentul când ți-ai atacat părinții sau îți ataci copiii, nu ești om. Nici animale nu se atacă între ele. Așa că îi spun băiatului lui Adițălui lui. El a zis că a fost bărbat că uh, 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 a zis despre taică son. Nu ești bărbat când te legi de tatăl tău, uh, iubitule. Ascultă-mă ce spun. Eu nu îți vorbesc cu răutate acum. Îți vorbesc ca un, uh, un tată. Împacă-te cu tatăl tău. Fii atent aici ce spun eu. Și în viața ta să nu mai zici un cuvânt urât uh, în lume dacă ai ceva să-i spui, îi spui în casă. Băi, tata, ai greșit. Cum îmi zice mie fiul meu? Îmi zice, băi, tati, Hai bă, că poate nu e bine. Mai gândește-te. Uh -huh. Dar cum să iasă fiul meu? Să, să mă facă pra. să spună că sunt tâmpit, cu alte cuvinte. Păi asta e și incompetent. Și incompetent. Nu se poate să spună că. Ce, domne de ani de zile noi n-am greșit? Păi și dacă greșesc? Greșiți pe banii lui, că el a muncit, el a făcut banii, nu tu. Pe seniorul te. Lemne. Da. Tu i-ai cheltuit. Uh -huh. și, și cheltuiești. Așa. Adică te -a chiar te-a deranjat? Da, te-a deranjat. Da, m-a deranjat. A, al treilea lucru să, uh, uh, care m-a deranjat, enorm, enorm. Băi, cum să-și bată joc de acest Cârstoiu, doctorul Cârstoiu bă, în halul ăsta. Bă. bă, voi ați văzut ce i-au făcut? Hmm. Băi, l-au pus într-un vagon de, de. Că l-au băgat în metrou? Într-un vagon de metrou în care era numai el parcă cerșea, dacă îi, punea, îi, pune cineva o bască în față, da? zice că cerșește să-i să pună banii. Mamelor din lumea întreagă. Da. Știi că o... era aia? Mamelor din lumea întreagă. Eu vă dau un singur sfat. Și cerșeau. Pe vremuri așa se cânta. Fii atent aici. Bă, ce, ce stată. nu lăsa. Mamelor din lumea... așa cântau cercetorii pe vremuri. Mamelor din lumea întreagă cu copiii de mână. Eu vă dau un singur fat, un sfat, nu lăsați copii pe stradă din cauza de bărbat. Așa da. să cânta jur, așa da, cântau. Da, da. Erau, erau cum să spun, cu amărăție, iată, copii băi și așa. Acela l, l a umilit pe Bă, Hirstoiu? Bă, are un doctorat. Nu, nu de doctorate, că doctoratele pot fi și falsificate. Bă, de asta era unul din doctorii foarte buni. Bă, l-au făcut de așa natură, nu știu dacă prin șantașă vrea să uh, uh, participe la primăria capitale, Ci trebuia lui așa ceva, nu pot să-mi să dau seama. Ce l umilit cu vagonul de metrou? Băi, băiatule ce îi fac, pe unde îl duc și pe unde astea, încă măși deschiat până la, la, la gât și astea, adică staful de campanie al lui îi fac atâta rău de neînchipuit. Fi atent aici. Eu, eu, dacă eram în locul domnului doctor, eu spun, spuneam mulțumesc, la revedere. Ba, da? ce au făcut. Băi, cea mai adra cu umilință unui om care a învățat carte, bă. Să-l prim ca pe mai mult da. Băi, dacă să, ducea piedone, da. pe piedone îl înțelegeam. Da. Bă, mie, el e cu puhoiul E cu puhoiul cu cei mulți. Înțelegi? Dar ăsta, ăsta care a învățat carte, care face operații, care. A, 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 ăsta. Cum îl, îl arunci tu? Bănul bagi nici cu multă lume în, în vagoane ca să, să vadă că, uite, dumne, merge cu... îl pui singur în vagon, cu mâinile așa, și dacă îi punei, o bască jos, îl, îl, îl făceai cercetor. Păi, așa se face voi, bă, fraților. Băi, eu am participat pentru primăria capitale, bă, Și am participat cu doi titani, cu Băsescu plus și că cu mai, Plus că mai e ceva. Eu cred că lumea votează candidatul care lasă impresia de forță. Pe ăla al votează. Oamenii vor bărbați. Bineînțeles, Bă, Forțe, personalități. N-ai văzut-o ăla cum vorbește cu cu stația. F aia, imediat la miez de noapte. Da, am, e? am făcut. Piedone. Ce vorbești? Ah. E bine, tu te iei de Cristoiu că tu ești cu aur. Tu nu, nu leg de Cristoiu în contra am vorbit la superlativ de Cristoiu, nu. Bine, de ăștia de alianță. Tu ești cu aur. Nu cu... sunt cu niciunul. Da? Îți jur cu că simior, nu cu, domnul eu eram cu Gușe. Da. Eu, eu eram prieten cu Gușe da. Înțelegi? Dacă uh, vroia Gușe să facă uh, ceva Dar Gușe e cu Piedone uh -huh. Și ce să mai... Păi da, dar din ce îmi spui Și din cum merg lucrurile Înseamnă că pă, se pare că Piedone va câștiga, nu? A, și eu sunt convins da, Bine, com... fi, adică el cu Nicușor, nu? Pentru că și Nicușor are bazinul lui de fidel Domne, și Nicușor vine tare, să știi Da da, sigur că și Nicușor. De ce te-a da. dezamăgit asta cu Cârșoiu? Da, și vreau să-ți mai spun o chestie. Ah, ia. ia. că ești de neoprit. Clotilda, azi. Clotilda, da, doamna Clotilda. Clotilda a trimis niște meseriași ca să repare asta. Eu am crezut că ia repară. Au venit o zi, au tras niște borduri strâmbe și au plecat. Au făcut mai rău. Eu am crezut că, când am văzut că lucrează, am crezut că, uite bă frate, în, în dreaptă asta. N-au mai venit. De, de lunea trecută, mm -hmm. n-au mai venit. Serios vorbești? Da. Și-au lăsat... Duceți-vă și filmați acolo să vedeți... Ce, uh, dezastru, a? Uh, 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 da. Amne, lasă că pot o votează lumea pe doamna. Cine să o voteze pe asta, mă, fratele meu? Mă? Hmm? De unde e, mă? Din, din, ce țară? Din lumea patra? Acolo să ducă să, să concureze. Dar te văd așa cu cărți, rău de tot. Da, pentru că eu. Pentru că tu ce zici? Tu ești oamenii care au învățat carte. Bă, ăsta asta cu burta pe carte, tu asta vrei să spui. Dacă era piedone sau dacă era, nu știu, Vanghelie, de exemplu. Tu te bă la metrou, du te fă. Da, sigur. Adică tu zici că practic îl umilesc zi de zi. Măi, frate, cum să-l trimiți în metrou când el n-a mers niciodată cu metrou? Cum ai trimite pe mine cu metrou? Eu n-am mers niciodată cu metrou. Ba, am mers odată la la Revoluție, când am, am fugit repede de la, de la, unitatea mea de acolo, m-am urcat. Ia zic, cum a vată. fost asta? Ai fugit cu metrou? Da. Asta nu mai știu, da. -ai mai povestit. -o. Nu știam să mă urc nu. în Ia... să unde să, să cobor. <laughs> nu știi să urci metrou? Să fiu al naibii dacă <laughs> de aici asta e tare! La Ia, cum a la... fost? Vreau și... În când la Revoluție atunci? În data de 17. 17. A... Așa. Da. Pe 17 decembrie, înțelegi? Treceau deci, prin fața unității mele unde eram eu acolo, Păi ce băgasem niște bani pe burlane pe acolo, să dai seama, să dădusem banii lui Dinamo <sus> și asta. mă gândeam, mamă, ne omoară ăștia aici în și M-am îmbrăcat așa în travesti, în, înțelegi? <sus> și nu știam pe, cum să intre la metrou și ăsta. Am luat pe unul, da. nu știu ce, era ajutat de bucătar pe acolo, pe la mine, da. nu știu Și m-a dus să-l domnul comandant, aici, m-am urcat bă, mă urc în, în, în un vagon care era ca erau. Da. A, Numai întâlne? cu revoluționari? Nu, lume. Da. Dar unul mai din spate așa. Oh, de bandit ce <laughs> Acum umbli cu, cu metrou, Umbli cu mulțime acum. Da. Te dai cu poporul, Stai, ești cu poporul. da, da, mă, știi, și uh, 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 ieri erai uh, în Cirochii că uh, eu aveam copilul Ceaușescu, nu avea mașina mea. Da. Eu aveam un Cirochi. Gran Cirochi, uh, da, nu, 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 nu a apărut să Gran Cirochi, da. nu mai e Cirochi. Înțelegi, mi a, -a adusesem din RFG. Vișină, da, putre, de, de ce te-ai băgat la metrou? Ca nu Să mă duc la, undeva la o... Nu unde locuiam eu, în altă parte. Dar de ce ți-a fost frică să mergi deasupra? Păi ne pus ca făceau piu, 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 gloanțele pe lângă mine. ah, am înțeles. Când am, am, ieșit de acolo. Și ca să, să, să salvezi viața, ai luat metro. Azi, bă, metro. Da, da m-am dus la metro. Așa, și ce ți-a zis ăla? Bă, nenorocit. Și, și, a venit către mine. Și cu, da, cum și se zice? 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 zice băi, era mai bătrân ca mine, așa. Da. El, cred că avea 60 de ani. Eu cred că aveam 44 de ani, 45 de ani. Dai seama că... Uh, uh, băi, vin un coasă, ți-arăt uh, el. Eu întrebam, da, stația cu tare. Că Habar n eu? Habar n-am nici acum, dar atunci n-am mai. O dată în viața ta ai mers cu metrou? În Franța, în, Moscova, în România, în, România. în, Anglia mers. dar în România. o singură dată. atunci, dar da, și atunci să nu te împuște. Da, să nu mă împuște, da? Da, zici și. Și. Vine și întreb. Eu pe la l care s-a legat de mine. Mă mâncați aici, gura Stația cu tare care? O, oh, băi, fii atent aici. Mai mergi trei stații și după aceea... Și după aia ei, invers, nu știu ce cum mi-a spus el. Mie, într-adevăr, așa am făcut și am, am reușit. Mm. Înțelegi? Da, Dar cum ți-a zis? Băi, nenorocitule, noroc Băi, nenorocitule, comunistule, băi, nenorocitule, băi. Acum ești cu poporul, a? Nu, 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 acum ești, ieri erai în Cirochi și acum ești în, în, metro. Te-ai dat cu poporul acolo, <laughs> Și ai scăpat, ai ajuns la destinație, nu? Am ajuns la destinație, am plecat la, la Brașov ha? și la Brașov m-a arestat. <laughs> Cine m-a a... arestat, unul care m eu... m de ce te-au arestat, că n-aveau metrou la Brașov. Da, stai să vezi, stai să vezi, că asta e frumoasă rău de tot. Uh. Uh, unul, Mircea Bucur îl am uh, fusese minițian prin Poiană. Și eu l-am pus șeful economicului pe județ. Eu l-am dus la, la uh -huh. uh, Nuță, la generalul Nuță și eu l-am probovat. Uh -huh. Era prieten cu mine. Și seara, uh -huh. el cu nevasta Că și el a avut o nenorocire. Mie murise băiatul, lui murise o fată. Da. Înțelegi? Singura fată a căzut de la un balcon și Și vine la mine, înțelegi? Am făcut eu, era zăpadă mare, în curte. Zăpadă mare, am făcut grătar afară. Înțelegi? Cu el, seara. Și ne-am despărțit pe la 12. Am, cineva mi-a șoptit. Vezi, aveam niște plere, niște mai multe în beci acolo. Scapă de ele, înțelegi? Am chemat eu pe ai mei pe la club vreo 2, plus un final meu, Crai la Dumnezeu Solodineasă, care a murit. Am cărat, am, am, am golit casa, înțelegi? Da. Că auzisem că l-a arestat, l-a omorât pe Nuță da. și l-a arestat pe Neamarin, Bărbulescu. Da. Bine, am dar zis. sincer, ne că te gătuia spaima, sincer. Oh, sigur, păi exact ce -am, ce am prevăzut, aia s-a întâmplat. Uh -huh. Înțelegi? Și înainte de a pleca la Brașov, l pe Neamarin. Dom'le, ce fac cu banii din casa de bani? Uh -huh. El ce pleacă cu ei în Turcia. voi ne mărine, acum trei ani mi-a mi murit copilul, mi-l omoară ăștia pe acum, dacă, și mă omoară și pe mine dacă mă prind cu bani în mașină. Uh -huh. Și at 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 atunci ce vrei să faci? Hai să-i dăm lui Dinamo, am zis eu. Uh -huh. Vine Nini Mureșan cu unii de acolo și mai trimite-și de-a vreo șapte revoluționari. Așa. Și... Le dau banii, numărăia, pun uh, seriile și le dau banii. Și plec la Brașov. Uh -huh. La Brașov mă arestează, cum, așa cum ți-am spus. Fii atent. Și dimineața Romica Pașcu îmi spune uh, 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 zică băi, vii cu mine la cimitir și Romica Pașcu zice mai așteaptă puțin, te rog frumos cred că a fost amenințat de ăștia ca să mă mai țină puțin în, în, în casă. El, adică e adică... unul din prietenii mei, Romica da. nu-l bănuiesc de rău. Da. Uh, uh, pe păi data, da, așa pare că te-a trădat. Nu, da, a, 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 și, a, oricine trăda a, a, atunci. Da. A, a, mai ține-l uh -huh. până un pic în casă. Uh -huh. Asta cred eu. Nu știu dacă e adevărat. Și fii atent aici. Și când mă uit pe geam, Stam într-o vilă, pe o da. stradă închisă. Fii atent aici. Da? Cinci case pe dreapta, cinci case pe stânga. Atâta era toată strada Dar ce data era? Doctor Felix. Ce data era? Era pe data de 5 de uh, ianuarie. Aha. Uh -huh. Fii atent aici. Uh -huh. Când mă uit pe geam din 10 în 10 metri, soldați cu mitraliera. Opa, ai spune, nevesi mi Gata, ori mă împușcă, da. ori se întâmplă o nenorocire. Fii atent aici, pito să fii tare și așa mai departe. Păi cine crede Bum, 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 în ușă. Aveam, în poartă niște porți mari la curte, așa, curte mare avea. Bine. Când mă uit, mi-e cea bucur. Prietenul meu cu care seara mâncase în friptură. Ce vrei, mă zic. Deschide că te împușc. Ce faci, bă? Prietenul te... tău? Da, împușc pe Eu prieten cu cum eram gromică. Cu da. Înțelegi? Băi, nu e de glumă, deschide că dacă nu te împușc de acum. Eu când am auzit am au venit au năvălit, bă, măncați bă. Nevesti mi a venit rău. a căzut. Fiul meu a leșinat. fiul meu când a văzut că îmi pune pistolul ăla prietenul meu la tâmplă. Și, nu cred așa ceva. Prietenul tău ți-a pus priet pistolul la tine? Jur, eu îl făcusem făcuse ce era. Eu îl făcusem ce era. Ce era, adică? A, 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 până la Revoluție era șeful economicului pe județ. Îl posesem eu cu nuță. Și după aia, la Revoluție, l-au pus pe el comandantul municipului sau al, al județului. Așa. Înțelegi? Așa, era o jabră, om și cum o prietenul tău cel mai bun se Nu, cel mai bun. Prietenul cu care mâncase cu o seară înainte și glumise și Și eram prieten cu el de ani de zile. Și a pus pistolul? Da. Și ce? Bogdan a leșinat? A căzut, am crezut că moare. Da. Câți mare. Ce avea Bogdan? Atunci. Nu știu, 8 ani, 9 ani. Și bietul copil a leșinat, da? a leșinat, da. Da, soția Vica, doamna Vica. A căzut? Da. Să-mi dai bijuteriile. Bijuterile, bijuterile. Bijuterile, bijuterile. Nevastă-mea a ia tot de, aici. N-au mai găsit nimic altceva. Că, uh, eu mai cărasem. Uh, uh -huh. uh, Ai din, fost prevăzător. Din, da, da, da. da, da Mi-a luat aurul care mi l-au furat în arestul IGP-ului din București. Și mi-au dat la gramaj 700 de grame de aur. Și cât era, de fapt? Nu mai o brățară în astăzi costă peste 350.000 de, de, euro. Numai o brățară, Numai o brățară. din ce aveai? Din ce aveam. Aveai, nu, migo? nu o brățară, o, cum se numește, o, broșe o broșă, o care avea un, uh, în centru avea un diamant de 3,70 uh, uh, de carate. Aha. Deci numai aia era 350 numai de mii? Numai acum peste 350 de mii. Și mi-au frat... Cât avea urna mitică? De cât avea aur atunci? Păi ce cărasem și eu prin toate țările, ani de zile. Păi și cât avea? De un milion e? de dolari? Nu aveam de un, un milion, că nu era. Aurul era ieftin acolo. Păi că nu, dolari. dar cu cât ar fi dacă l-aveai? Cu cât ai? Ah. Două milioane? Nu, dragă, două, trei de, de, păi de dacă ai zis că brățara nu e... Aur m-ai întrebat tu, nu, nu uh, altceva. Tu da. mi m-ai întrebat cât a, aur. Păi nu, -alea, da, alea, bijuteriile. Da, asta e altceva. Uh -huh. Bijuterii ce, aveai milionul omul. de dolari ce Da, da. Și mi-au furat tot. Mă, n-am rămas, mi-au dat gra la gramaj niște cruciulițe, niște lănțișoare ca să tac din gură. Când m-au eliberat. O, eliberat. O, o, niște nenorociți. Da. Doamne, prin ce Cum ești s a pus pistolul la tâmplă? Ai simțit? Deci tu știi ce înseamnă fierul ăla, fierul ăla rece al pistolului, Băi! al țevii pe tâmplă? Acum. Ca în filme? Nevastă mi-a căzut într-o parte, filme în alta Și tu? Eu eram fieră, mă a? Eu eram fieră, eu trecusem prin multe Doamne Eu trecusem Doamne. prin multe Mă auzi? Prin... Inima tare a avut la viața ta oh. să știi că stresul nu te îmbolnăvește da? Te întărește? Te întărește stresul. Uh -huh. Ca dovadă că marii politicieni care au stat prin pușcării au trăit peste 95 de și ani. Și-au ajuns și președinți? Și-au ajuns mari de tot. Uh -huh. uh, înțelegi? Nu, nu, stresul nu te... Uh -huh. uh, stresul Am văzut aseară că te-ai relaxat, te-ai dus la meci aseară. Dom'le, nepoții au tras de mine să mă duc la, la meci, dar nu prea mai mă duc. Să spun de ce. Mă așteaptă toată presa. Așa. Și cum ies din presă Toată lumea vrea să facă poze cu mine Da. Deci mai stai o oră Înt Și nu pot să stau în picioare Dacă merg, Da. n-am nimic Dar dacă mă ții în picioare mai mult de 2-3 minute, cad da, în Înțelegi da, da. că am probleme de dar mult cum mai e? Cu potoarele cum mai stă Gigi? Protocol destul de slab Față de valoarea lui Gigi Becai. Slab? Da, dar -a, a, 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 faptul că e gratis E foarte bun știu, da, de ce? slăbuță? Nu, nu slăbuță. No. Da, nu grozavă. Pentru noi ăștia sunt da, da, pentru Gigi ar da. putea da. să, crească pentru, pentru Gigi, Pentru e slab. Da? Modestuță? Modestuț, da. cine a avut cel mai tare protocol? Cine era cel mai tare protocol din fotbalul ăsta românesc din ultimii 50 de ani? Borcea, în decursul istoriei. Ce, regele protocolelor? a nețuie. Da? Regele protocolelor? Dacă plecai cu Dinamo în deplasare, da ce protocoale putea să facă nebunul ăsta. Da. Doamne, da, de, de, nedescris. Și Steaua mai făcea protocol, da, destul de ce fel de uh, cluj. slăbuțe, că am fost cu toți. Da. Uh, Steaua, așa, 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 nu era... Uh -huh. Băi, da, ăștia. Uh -huh. Ăștia și echipa națională făcea protocoale. Mircea uh -huh. ce să Sandu, Da? Da. Uh -huh. Dacă noi pleca Viorel Păunescu, mai plecau astea care aveau ei bani și ei... Făceau proto, făcea. da. Și numai în Michelin, trei stele, Michelin, două stele. Uh -huh. Bun, uh -huh. dar la Dinamo, de exemplu, pe vremea lui Borcea, ce mâncai? La Borcea? Da. La Borcea era un nebun, mă. Câte feluri de mâncare erau? O sută. La, la un meci? La un meci, o sută. Îți comanda a -s -a -s. din țară. Munceau ăia, trei trei zile înainte. Ce mâncai? Adică ce spune o să a, 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 Toate fructele de mare care le, le a, a, ai auzit tu pe undeva. Și de care n-ai auzit? Și de care le-ai -au auzit? Uh -huh. Ciorbă de broască țestoasă. De astea numai minuni de la Dumnezeu. Da? Da, cu porce, porce era un nebun, mă. Da? Băi, Nu, nu și, și numai el putea. Uh -huh. Fii atent aici și Badea mai plătea. Îl punea, și, mm. <laughs> punea și pe Badea să plătească. Îl mai păcălea și pe păcălea Badea. Și, ba... nu știu dacă și, ce, e... da, și ce mâncați? Deci șorbă de broa? Ce altceva? Și Azi? mai zim așa. Ce? Și mai mă, nici nu pot să Eu știu ce mâncăruri. Tot, tot, ce vrei pe lumea asta. Și de... uh -huh. Dacă te duceai în, în, Michelin două sau trei stele, ei au meniul lor, nu mm uh -hmm. -huh. comas ca țăranul, dați-mi da, da. da o friptură. Da, da Și cum așa? era Michelin, 15 pe da. feluri, da, câte da puțin. De cocoș, Înțelegi? Făcute și ce făcea Borcea? tone de paste, de toate felurile, nu? Da, am, Fri... fost, am mai povestit și nu mai vreau să mai povestesc. Am fost odată în, în, în Suedia. Da, în Danemarca, dar nu. nu mai... Cu avionul lui Bogdan Buzoianu. Da. Înțelegi? Ce protocol a avut în avion? Așa, demență, culată. Toate feluri de icre, toate felurile de. în avion. Da. Iar când ne-am dus acolo a trimis pe ăștia să caute cel mai bun restaurant, cel mai scump, mișle, nu știu ce. ce. Și ăștia au venit și au spus... Nu, sunt locuri. nu sunt domnule, am găsit. Acolo unde ai trimis, e nu ne primește. Nu vă primește? Da. Vine. Hai ne cu mine. hai tăticul tăticu cu mine, că el îmi zice tăticu. Uh -huh. uh -uh. Hai tăticu cu mine, hai cu mine, acolo. Arată-mi unde e. Cum ai intrat acolo? o hârtie de 500 de euro la șeful de sală, de asta. Câte 200-300 de euro la ospătar, la toți i-a chemat și le dă. au crezut că a venit un nebun și a găsit banii. <gri> Înțelegi? El vorbea 100 de cuvinte în engleză, eu 100 de cuvinte în engleză. Înțelegi? înțelegeți Te da. cu nebunia că nici ei nu, nu știau nici 50 de. Astea. Și le, le făcea. fiat de aici. Maci, maci, facea o, o, o mult, mult. La da, maci, mult. maci, da? <laughs> bă, când au început ea să pună, în pe mese. Da. Ceaune, cu, în toate felurile, cu toate fructele de mare, cu, cu libări din alea de. de, de, uh, uh, de Marea Nordului. Da. Bă, băi, iată, bă. Atunci am, am zis, băi, lasă ne dracu că dacă ne filmează ăștia, nu erau uh, telefoane de astea cu. Cu, da, da, cu, dar da, cu direct, să te dai indirect. Să da. filmeze, să dea în direct. Și atunci m mai impresionat. Așa, de exemplu, la Londra și Gigi a făcut un protocol frumos. Uh -huh. acesta, la Londra. Uh -huh. Dar bine, Gigi e mai pe clasic. La, în Germania... Nu, Gigi, cum e Gigi? Nu e mai pe clasic Gigi? Cu mâncarea, Nu, nu-l interesa pe Gigi. A, nu. Gigi, dacă îi dai brânză și pâine... Deci ce mănâncă Gigi? ur brânză, carne de miel. Astea, nu? Și s-a închis. S-a închis, da. Da, nu trebuie. trebuie. Da, fii atent aici. Cu ce Cluj am fost în, 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 la Munchen, a fost un protocol punicel, așa, știi, cu niște politicieni care se înghesuiau. Pe vremea aia? Pe vremea aia. Bine, politicienii, așa ne sătui și noi cu echipa națională, îi luam și erau. O... Dar noi ne, ne, separam de ei. Pe ne te pe ei, dați-le să Așa, și te-ai dus cu CFR-ul? Și m-am dus eu la masă și am zis, a, o luăm mâncava și pe păi ce mâncăm cărnați? Am venit să mâncăm cărnați, ne-a ne dus în, în, subsolul primăriei de München. Un, un restaurant de ăsta popular. Și aia fac niște cărnați, mâncați și gura ta, aia... Da, da, da. Uh, Sunt specialiștii, uh, uai da. de mine și de mine cu... Uh, în, înțelegi? <laughs> Dar eu vreau să. Da. Bă, da să vedeți pe orice ce protocoale face, vă stă inima, știi? Nu le-a convenit, i-am simțit. Uh dată -huh. Au dat afară de la Corea, gata. Ai, lasă. Da, l-au dat afară, gata. S-a terminat. Nu mai e, e oficial. L-au dat afară ieri sau al altă, Nu mai știu, l-au dat afară. face un lucru bun. Ascultă-mă puțin. Neluțul dacă îl ia pe Dan Petrescu... Hai nu, și că aute, de GSP-ul dă, mai înțeles, i-am scris și eu acum alu. dacă dar cred că doarme, că am vorbit cu el dimineața și era obosit așa sărbătorea tot azi, dai seama, a fost și el fericit în sfârșit după atâta timp de... Nici asta nu mai poate pierde locul 2. Nici Neluțu? Bun. Dar, bun, și GSP-ul acum câteva. Deci noi am aruncat ieri în premieră că vine Dan Petrescu și acum GSP-ul spune, domne, există șanse, confirmă și GSP-ul și anunță GSP-ul că există șanse să stea chiar cu FCSB-ul și vi pe bancă. Și vreau să te întreb, vreau să te întreb, poate să ia Dan Petrescu campionatul? Să fac o minune? Când? Anul ăsta? anul ăsta. E, nu poate bă, nici Biden și cu uh, Trump, dacă vin. Nu? Nu? nu dar ce părere ai de întoarcerea asta Rudan Petrescu? Păi, dacă a fost forțat să plece, ce, ce, ce să facă? Dacă a fost forțat, for for nu pleca de acolo, că sunt bani mulți la coreeni. Dacă a fost dat afară, ce să mai... Păi nu știu, dar ce părere ai dat? Că, că a venit la... că Neluțu a dat lovitura? A, da. A, da. A? Clujul a dat lovitura. Da, da băi, Nu Petru. mai jucau nici ei cu Dan Petrescu când a plecat Ții minte că nu mai juca echipa Da a? Eu nu i a schimbat pe ăștia acum Eu nu i a schimbat pe ăștia doi Pe Hoban și Dican? Da, uh -huh. Dican a fost fotbalistul meu De o seriozitate nemaipomenită La Victoria uh -huh. Și pe Hoban îl, îl cunosc foarte bine, un, un copil foarte serios la Știi? Eu nu i-a schimbat pe până în vară măcar, ca să iau locul doi. că cu ăștia ia locul 2 sigur. Da, dar uite că a duce pe Petrescu. Și cu Dan Petrescu nu ia locul 2? Nu ia. Aoleu! Încă o dată vă spun. Tăi ne că mă dai pe spate cu roțile în sus. De ce? CFR Cluj nu are nevoie tot de bici acum. Ea povestește-mi puțin. Că pe asta la asta nu m-am gândit. Da. Deci dacă l-a duce pe Dan Petrescu nu ia locul doi? A avut două biciuști. Da acolo. Da. Mutu și el la președintele. Da. Și Balaș. Și Balaș. Plus ce era în jurul lui și Neluțu nemulțumit. Atmosferă foarte încărcată. A plecat Mutu pe care l-au curățat jucătorii. Ce să mai ne dăm după Cireș? Uh -huh. Acolo au curățat jucătorii. Asta vreau să te întreb. Hai mă, l-au curățat jucătorii, ce să mai... Ce, au zis, hai mă, du-te, Eu m-am întâlnit cu Mutu, a venit pe la mine. Așa. Al alteri mutu nu mi-a zis asta. De ce să? Dar era foarte supărat. Foarte supărat. Afectat. Da. neamitică. Dacă nu am bătaie 1-0, zău că poate nu eram supărat că se întâmplă la fotbal. Dar în momentul când au vrut să își bată joc de mine, atunci era altceva. Iar eu mai am o, un obicei prost. Îmi notez când mă uit la un meci. Dacă vreau să văd o echipă cât aleargă, îmi notez. Uh -huh. Asta am învățat-o de la Neaconel Drăgușin Dumnezeu, să-l adrehnească. Eu n-am nevoie să mai pun aparatul ăla pe spate. Știu exact câte sprinturi au făcut, de atâta, de atâta, de atâta, de atâta, atâta alergare, ușoară alergare. Am niște uh, uh, criterii, Ai tu parametrii uh, tăi uh, și... Nu, niște criterii. criterii nu, notez și știu exact cât... Uh, au fost fotbaliști care nu au alergat nici 3000 de, de, de metri. Adică, efectiv, au vrut să-l să curețe Bineînțeles. Pe față? Da, da. Iar la Taxidis, pe față îi dă un pumn ăla, la 2 metri nu, de metri. Nu, 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 da. Taxidis nu făcuse 3500 de, de, de pași. Da. În timpul meciului ăla. Adică, l-au umplut pară, de sânge să fie clară. Domnule, l-au vrut să-l curețe pe ca să ne înțelegem. Uh -huh. Mutul nu are nicio vină. Mutu oricum venea pe locul 2 cu echipa, că echipa juca. Dar Jucase la Mutu. Ce să mai ne dăm după Cireș? Dar l-au prins la asta, cu asta l-au curățat. deci cu Dan Petrescu nu locul 2, că nu e nevoie de bici acum, nu? Acum, nu, dar nu se duce Dan. Înțelegi? Nu, la știrea... Nu spun ce au anunțat oamenii, dar și noi eu, eu, spun ca profesionist. Da, da, da. Deci tu Dan... lăsat pe Hoban și pe Da, în primul rând că nu se duce Dan. Că dacă dă Kix, s-a nenorocit. Hmm. Ne două echipe? E băia deștept, dar mă, nu e un fraier. E dracu, te ducea acum la, la da, vedem. Așa cum o dacă se ducea la rapid, nu mai vorbeam cu el niciodată. Da, mai zis. Își ai distrugea zis. cariera. Da, <coughs> da. Mă gândeam așa, apropo de Gigi ăsta, vă mare dreptate ai bune mitică, Cum zici tu, ai zis tu mereu, ești deștept rău <coughs> de tot mâncățesc. să fii Nu ești diabolic. Nu, nu, ești diabolic. Nu, nu. Ți-a dat Dumnezeu mai înțeles, ți-a dat Dumnezeu minte multă. Ți-a dat și nasul mare? Da. Mai înțeleg, și nasul mare și îmi ți a dat. Da, zic toate zic Da, da, și zic mincinosule, da. Cum fac, ia zic, cum fac toate gagicile. Mincinosule. Da, da. Bă, da, mă gândeam, băi, ce strategie a avut Gigi. Mai a avut mare dreptate. Băi, și publicitatea negativă, tot publicitatea. Hai, mă, ce publicitatea Bă, negativă. Uite, mă uitam la ăștia doi, după părerea ta, apropo de asta, șoșoacă cu bărbatul, e totul vrăjeală, Nu e, e adevărat. Ai, nu cred. Eu am crezut că e publicitate negativă. Nu nu, 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 nu. Pentru că dacă e publicitate negativă, trebuie internați la spitalul nou amândoi. Eu așa am crezut, nu, că nu, e pentru publicitate. Nu, nu, nu. nu, nu. Prigoană, să scrie na, lumea na, de ei. Nu, nu, nu. nu, nu. Vezi nu Nici el n-a fost show. El a fost... Uh, a fost reality show. A, 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 a. și asta e tot. Care? Asta e, asta e realitatea. S-au certat, se hmm. dușmănesc, se fac în toate felurile Nimic, uh, că nu cred. Eu am crezut că e pentru notorietate. Nu, e pentru Spitalul Nou. Serios? Da. Reality show pentru Spitalul Nou? Spitalul Nou, da. Eu jur că am crezut că, e pentru cum zicei tu, că e publicitatea no, negativă, no, 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 no. să zică lumea de ei. Nu, nu, nu. Doamna Șoșoacă va cădea în, în sondaje datorită vulgarismelor. Da? Se duce la vale? Să știi, Horia Te-ai văzut ca un. Um... Eu, eu în decursul vieții da. m-am pregătit. Uh, multe vulgarități, dar niciodată n-am depășit linia roșie. Fii atent aici. Așa. Ei au călcat în draci linia roșie și au trecut în partea cealaltă a, a, a rușinii, a murdăriei. Nu merge. Nu merge. Lumea să știe că nu mai e proastă. Lumea e foarte bine. Eu am crezut că după modelul prigoană cu Pagmuțean ca prigoană, ei să și să-și no. crească notorietatea. Nu, no, nu, no, nu. No. Nici, nici de acolo. De se duce la vale? Ne explicăm un lucru. De ce, totuși, la un moment dat au urcat-o cu 2 trei luni puțin și acum pac? De ce a urcat-o, totuși, atunci? Că e clar, a fost ceva artificial. A în sondaje, a fost foarte. De ce? Foarte ușor au plecat în vulgarități atunci. Da. Și după aceea, vulgaritățile s-au accentuat și lumea, să știi că nu vrea așa ceva. Nu vrea. Ce părere ai de lista lui uh, hai să luăm părânt, ce părere ai de lista lui Gigi Becali care a anunțat o seară la prima la Fanatic? Uh, Luis Munteanu, Alibec, Mitriță și Otele de la CFR Cluj, plus încă un atacant portughez, un fundaj dreapta și un fundaj central. Șapte jucători. Lu are, are, deci. are, cel mai bun fundaj dreapta la această oră. Pe Crețu? Pe Da cu o capacitate de efort eștă de din comun, în viitorii doi ani, ori pe cine aduce, uh, i-aș recomanda să-l ia fundaj drept, dacă vrea un fundaj drept de talie mare, să-l ia pe căpățânile de la Craiova care îl bagă aia, bafundă funda stâng, bag, drept, unde este o plombă, hop, căpățână. Erai unul dintre cei mai buni fotbaliști din, din România. Fii atent aici. Acela. Bă, dar de ce nu sunt tu pe să-i spui asta? Că mereu te-au cu căpățână. Fii atent aici. De ce nu-i spui lui Gigi să-l să-l încerce? Eu nu spun la nimeni nimic, vorbesc numai ce cred eu și spun la televizor. Faptul că Chiricheș a venit acum și joacă absolut excepțional, absolut excepțional joacă, Vezi ce înseamnă experiența? Nu s-a băgat la joc. valoare, nu? Nu, nu, Experiența. Nu s-a băgat la joc până nu este în plenitudinea totală a forțelor și a sănătății. Fii atent aici, da? spun. Ar trebui. Mă uite, are doi mijlocași în fața fundașilor centrale, Gigi Becali foarte greu ia goluri are doi tineri. Cine acolo? Șut și Alexandru? Da, am un doi tati. Uh -huh. da, detalii, detalii, să fac detalii mare. Uh -huh. De echipă națională, fii atent aici ce spun. Pe Alibec cred că poate să-l ia, la restul nu poate să ia pe nimeni. Deci pe Alibec poate să-l ia? Luis Munteanu? Nu cred că-l Mitriță? Ia ți niciodată. Da, niciodată. Mai ales că și lui Rotaru, nu, e și finul Rotaru. Nu, și ăla e orgolios Rotaru, ce să mai... A? Rotarul e orgolios. L-ai văzut aseară? A, a băgat și el la bani, să L-ai văzut aseară? Da, a băgat și el la bani, rotarul. Uh -huh. Și un băiat foarte bun, rotarul, să știi. Da. Un, un, de calitate. Genul de patron capitalist. Fii atent aici, uh -huh. spune. Uh -huh. Nu dă numai cu biciu, dă și cu biciu, dă, dă, și zahărul. A, Cotele... făcut, a făcut o singură greșeală și el. Care? În momentul când ne a îndepărtat pe Cârțu. Cârțu nu era numai o legendă a Craiovei. Era un mare antrenor în Cârțu. Uhum. mare antrenor cu, cu o, o atracție la public păi, scoate-l la televizor pe cărțu să vezi îl place sticla ai înțeles? Da, da, e da. printre puțini fotbaliști din România care îl place sticla uhum. e băiat educat vorbește bine nu face greșeli de ortoie pie uhum. a, e... a, gre -a greșit-o mulți... și cu Petev, Rotaru? nu cu Petev, cu no. Ivaielu, cu Bulgaru? nu, no, nu, no, nu no. Nu, nu. Pe ce, băi, și aseară n-au jucat rău, Craiova. N-a fost, un meci bun. Că n-a fost meciul bun. Nu, e A jucat bine Craiova în a doua când FCSB a jucat pragmatic la rezultat. Aduți aminte în prima repriză, goluri, aduți aminte. Două goluri întâmplătoare. păi stai, două, două goluri întâmplătoare după cinci ocazii că durata carului. No, nu, nu e așa, nu greșe, aici nu, nu stau dreptate. Da, a, a, asta Pri... e părerea ta, nu că nu am dreptate. Nu, nu, nu. Ne că patru ocazii uriașe a avut FCSB. ul și, și... Golul plutea în aer, cum se zice. Iubitul, Încă o dată. Bine, a cu, a echip... slab, cu, echipa asta fcsb ul nicio șansă de Europa. A fost un joc mitică... slab, Lasă mă să termin. A fost un joc slab, făcut de ambele echipe. Una a avut noroc mai mare. Ah, mai pragmatic. Mai pragmatică, da, cu echipa asta, Gigi are nicio șansă în europene cu echipa nu se știe, se știe de la mine, no. că echipele acum... Îi pleacă și Coman, oma în nemitică. Băi, tu să știi că aici ei nu joacă cu Manchester United. No, no, nu, nu. O să joace Îi cu... pleacă cu oma în Bundesliga, ci că la vară, la Borussia Mönchengladbach, am anunțat noi ieri. Are ofertă pe masă. Oriunde se duce, joacă. Cum? Da, da, da. Are, o, are o, o, forță în picioare, vezi, a lucrat. Băi, fraților, băi, fotbaliștii. Puneți vă mâna și munciți. Puneți mâna și munciți, băi, mai ales la sală. Faceți forță în picioare, bă, că asta n aveți. Și învățați să faceți preluări prima condiție a unui fotbalist, știi care e, bă? Să știe să facă preluări Că dacă vine, vine mingea la tine și tu faci preluare de aici până în tine, s-a terminat, mă. Bă. bă, de ce a fost mare dobrin, balaș, Hagi Să dai cu mingea cât puteai în ei, să lipea mingea de, de, de picior. Hmm. Deci ne-am că din lista asta care o vrea Gigi, pe cine ai luat tu? Ei, i-aș lua pe toți, dar numai unul poate să ia. Pe cine? Pe Alibec? atât. Doar, dar mai poate Alibec? Vai. Alibec e fotbalism, Pai, și mai duce Alibec? Dacă are fotbalist care pasează, îi omoară pe toți. Da? Cu Alibecă? Îți place rău, ă? Da, da, îmi place, îmi place. Și deci crețul nu-i trebuie fundaj dreapta? Doamne, înseamnă că nu sunt nebuni toți. Hă? Apropo de asta, fii Stoica, da? care eu eram, uh, am froat cu el. Da? Știi, nu? Care e stoica? Uh, uh, Stoica. Ăsta de la Steaua, mă. Uh, Memeu. Memeu, Stoica. Da, am zis Stoica. Păi da, dar nu, da, nu mi-am dat seama care e Stoica, da. Meme Stoica. Că eu și meme, da, Meme Stoica, fii atent. Eu am, am fost amfroac cu el, știi? Da. Că a zis el odată ceva, eu i-am dat uh, uh, două răspunsuri tăioase și era amfroac el. A venit, m-a pupat Așa. în tribună da. și eu i-am zis, memeule, ți-ai revenit? Da, tati, gata. Așa a zis? Da. Mua, mua. Deci nu cred, te-ai păcat și cu meu? No, el, el a venit la da. mine, m-a pupat, fii atentă. Da. Pentru că el greșise, nu eu. Așa. Ai înțeles? Eu am spus, ce văd? Și nu fără să jignesc. Că nu jignesc pe nimeni. A, ah, că spun că a jucat unul slab. Păi ce să spun, bă, frate, că vede tot publicul și ce că sunt uh, schizofrenii dacă spun că a jucat bă, bine nu, când a jucat rău. Numai nebuni ăștia de Ana cu Reghe nu se împacă și se bălăcăresc chiar. Nu ai văzut iar zilele astea. Nu, nu, cobor Doamne, așa domne, domne, jos. Nu vreau să... Nu, 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 doamne, doamne, nu Numai ăștia nu se împacă. Dar nu vreau să discut despre... Înțelegi? Păi ce, că ești prieten cu ei, cu Nu vreau să... Sau nu și? nu vreau să... să uh... Bă, cuplu cel mai de succes din România! Nu vreau Soarele meu! <laughs> Puneți pe neamitică! Soarele meu! <laughs> nu vreau Are o, o, grupare serioasă. Da. o grupare serioasă. Și au luat și un antenor uh, care știe meserie. Da. Mm? Te așteptai? La rezultatele astea? Nu. No, nu mă așteptam dacă mă împușca. A, că va câștiga, poate. Dar ca să de dea patru, hai de mine. A? -a, sunt de felicitat. Până Mai arăt. pică? Păi n-au cum. cum. Dacă a? câștigă două jocuri din șase, uh -huh. au scăpat. Da. Fără baraj. Uh -huh. Dar ce s-a întâmplat? S-a implicat pandele? Ce s-a întâmplat în ultimul timp? Nu, au făcut uh, mișcări bune. Adică. Au dus antenor bun? A adus un antrenor serios. Uh -huh. Asta, Un, un, un tânăr a, a dovedit, cel puțin în meciurile astea, că e un om serios. Și s-a dovedit că Ploieștiul a greșit când a dat afară. Uh -huh. Apropo de predicție, neamitică ia zim o chestie, chiar sunt curios. Uh -huh. Prinde și Euro? O, că 100%. Ia ești nebun? 100%, bă, ce? Cum e? să nu Deci e vreunul în țară mai bun decât el? Ce vorbim? Uh -huh. Băi, mie mi-a plăcut și Înghezana asta ieri. Da. Să știi. Pe viteză, nu se mai complică. Uh -huh. Dă din prima, uh -huh. chiar dacă da aiurea, departe cu ea, a jucat bine. Pe forță. Uh -huh. Deci, Chiricheș prinde euro? Oh, hai, mă ce n-ai cum să nu iei, Cum, Sigur că da. Uh -huh. Cum să nu-l pui să joace? Uh -huh. Singurul care pasează, care știe Dumnezeu. Ne că după părerea ta la cum vezi așezat fotbalul ăsta și milionarii ăștia din fotbal, unii ok, alții mai de carton, mai știi cum e. În următorii trei ani, cine se va bate cu Gigi la titlu? Dar unul singur. Care, sau care va fi meciul? E clar, Gigi va fi unul dintre cei doi care se vor bate. Pentru că Gigi are bani mulți, stă bine pe cașcaval, da? Așa, uite, începe să se priceapă la fotbal, dovadă că așa, așa. Cine crezi că va fi, va fi marele meci în următorii ani Gigi Șucu? Nu cred. De ce? Cred că dacă are ceva bani, numai uh, uh, Hagi, domne, uh, uh, spun cinci care pot să concureze. Nu, cine ar fi cu, uh, în următorii trei ani să se bată cu Gigi? Unul doar. Numai unul? Da, ha, doar Hagi? Doar Hagi, dacă are ceva bani. Dacă nu, și Neluțu și ăla de la Creva. Da? Și rapid, mă. Bă. bă, nu neglijați Rapidul. Păi eu asta te întreb. Nu... Păi Rapidul, rapidu, acum 28 de zile, Bergodi era cel mai bun antrenor din România. Da, așa e. Bă, tu se steaua. Așa e. Nu da. ce era mai bun. A, a... era stelar. Da, toată lumea cu el. Mă, și-a pierdut valoarea în 28 de zile? De asta îl felicit pe pentru faptul că nu l-a dat. Da, da, trei meciuri în play toate trei pierdute. Încă o dată spun. Unde ai văzut că e vina lui Berlund? Băi, să fim serioși. Rapidul nu are lot hmm. mai sus deloc cu 4. Ce părere ai de Djokovic? Am aflat că cei reziliază contractul lui Djokovic, gata. Doamne, părerea mea este că uh, acum s-a cam operat de reflexe. A, da. da? Da. Cu da. S -a, s -a, Cred că e operat de reflexe. Uh -huh de-abia să mișcă. Să știi că uh, bătrânețea nu iartă pe nimeni și la unii vine mai devreme, -ă, de -ă, de vreme. No, alții... Scuze, mă, zici că e și e zici că hai, hai să nu zic că e simțit că sună urât, că nu vreau să jignim pe mine, dar e de o indolență neamitică pe tine. Nu, 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 nu e, nu e, nu e să pot indolent. Nu pot. Nu pot. De și-a luat, și apă rapidă cu jocul. Le-a dat Gigi? Le-a dat apă Gigi? Nu, că la mare brânză, nu. Nu? Nu au dat bani mulți pe el, așa că... A? Ți-a dat seapă și a luat cu lucrul. Da, da. Care, da, cea? da. Nu? Mm -hmm. Cineva a mai făcut ceva milioane de când nu ne-am mai văzut săptămâna trecută? Ne mitică? Gigi, ceva? Sau vreun prieten? Ai no, mai auzit de vreo no. bombă, de vreo afacere tare? Bomba e asta de la Constanța, care e un lucru absolut senzațional și vor ăștia să. Că dacă era un străin, nu-i făcea nimeni nimic. Dar dacă e român. Îi dă da, da. Și fiind campanie electorală, îl atacă pe primul a dat autorizat. Și încolo ăla e de felicitat. Ce? Deci o, ce, o rușine polidă tot ce se întâmplă. Vai, da. deci omul ăsta, prietenul ăsta sau amicul ăsta al tău bagă șapte milioane să, facă, să refacă plaja, să refacă mamaia de odinioară da. și oamenii dau un capă. Incredibil, bă. băi. n-am văzut atâta răutate la români contra români. Cum reușește unul? Ori la pușcărie cu el, ori să-l înnebunim nu se poate. Hai, acasă să ne Hai, și noi. E, noroc, sănătate. Să trăiești, să Mergem să păpăm ceva. Doamne ajută, mulțumesc. Băieți, mulțumesc la toată lumea și băieții din regie și băieții de la site. Lu Cristi, lu Leo Badea, lui Adi Barna, lu Silviu, Gașca de la Sune, de la regie. Toate cele bune să trăiască viața neamitică, că ești cel trăiești, mai tare. Ne revedem, stai acolo, stai acolo, stai. Ne revedem mâine la 10.30 la Fana. Fiți atenți mâine. Mâine invitat special, primul invitat special, Dănuț Lupu. E unul la unul ediție specială, prima oară Dănuț Lupu după ce a ieșit de la Bastilia, vine mâine la Fanatic să ne povestească experiența așa. Da. Ia uite-l pe neamitică cum trece prin față pe aici. Așa. Deci mâine 10.30, Dănuț Lupu invitat uh, special. O să ne bucurăm mult să-l revedem pe uh, Dănuț Lupu. Veți afla tot calvarul prin care Lupu a trecut. Uh, declarații exclusive mâine și emoționante, bineînțeles, mâine de la 10.30 la Fanatic Superliga. În direct și în exclusivitate uh, pe site-ul fanatic.ro. Emisiunea de azi Fanaticul, dacă vreți să o revedeți sau să o urmăriți în premieră, puteți azi de la 17 și 30 de minute, oameni buni, pe canalele noastre de social media, canalul de YouTube fanatic.ro și pagina mea de Facebook, Horie Ivanovici. Toate cele bune, mulțumesc mult, o zi cu multe informații, cu foarte multe reacții, analize, exclusivități, așa cum v-am obișnuit. Și nu uitați, mâine la 10.30 ne vedem cu Dănuț Lupu. Va fi o emisiune în mod sigur emoționantă cu multe dezvăluiri în premier.